Bine ați venit la emisiunea noastră specială Focus. Eroi în alb, ziua asistentului medical. În fiecare an, pe data de 12 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Asistentului Medical, un eveniment cu o semnificație profundă în sistemul medical global. Această zi a fost aleasă pentru a onora ziua de naștere a lui Florence Nightingale, considerată fondatoarea nursing-ului modern. Istoricul acestei zile începe în anul 1953, când Dorothy Sutherland, un oficial al Departamentului de Sănătate, Educație și Bunăstare din Statele Unite ale Americii, a propus președintului Dwight Eisenhower să proclame o zi pentru asistentele medicale. Deși propunerea nu a fost acceptată imediat, ideea a prins rădăcini și în 1965 Consiliul Internațional al Asistentelor a oficializat 12 mai ca Ziua Internațională a Asistentei Medicale. De atunci, această zi a devenit un moment de recunoaștere a contribuției esențiale pe care asistentele medicale o aduc la îngrijirea sănătății populației la nivel mondial. Astăzi, ne vom concentra pe rolul crucial pe care îl joacă aceste eroine în alb în sistemul nostru de sănătate și vom celebra munca lor dedicată și sacrificiile pe care le fac pentru a ne menține sănătoși. Și pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine această profesie, avem plăcerea de a o avea ca invitată pe Dina Donescu Popov, o asistentă medicală cu o vastă experiență în domeniu. Ea ne va împărtăși povestea sa, provocările cu care se confruntă și sacrificiile pe care le aduce această meserie nobilă. Stimată doamnă, bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Mulțumim mult pentru faptul că ați găsit o timp și posibilitatea de a fi împreună cu noi la această emisiune. Sigur că subiectul de astăzi este foarte important, cred eu, pentru că nimeni nu poate să-și imagineze medicina fără asistență medicală sau fără asistente sau asistenți medicali. Și prima mea întrebare pentru dumneavoastră, pentru ca să vă cunoaștem mai bine, cum s-a făcut că domnia voastră a devenit asistentă medicală? De unde a pornit? Cred eu că a pornit de la sora mea mai mare, care a visat să fie doctor, dar erau timpurile atunci mai complicate pentru studiu, care era și sâmbătă, și din cauza asta era o problemă. Și ea atunci mi-a insuflat dragostea aceasta. Îmi amintesc că acum eram încă copilă, mă socoteam, eram copilă. Ea atunci locuia la Cahul și eu am dus actele la colegii de la Cahul. Și am avut nefasta coincidență ca primul examen, pe atunci când se dădeau examene, să fie sâmbăta. Și drumul meu s-a oprit. Drumul meu s-a oprit, după care au fost circumstanțele vieții ca să plec din țară prin câțiva ani. Și după ce m-am întors în țară, gândul meu era să plec iarăși. Că așa este, când ai plecat odată, nu te mai poți opri acasă. Și iarăși a fost o coincidență, nu știu, ceva. O prietenă de-a mea îmi spune: tu nu te-ai saturat să pleci? Și eu zic: uite, gândul ăsta care era de mic, cred că am ocazia să-l îndeplinesc. Și atunci am dat actele la colegii medicină. Era deja, dacă nu greșesc, sfârșitul septembrie, începutul octombrie. A trebuit să merg la Ministerul Educației ca să-mi dea de acolo, nu știu, să-mi confirmi că pot așa târziu să intru. Și atunci când începi, abia atunci am început să înțeleg cât e de fascinantă medicina. Când începi să înveți, când începi să vezi cât e de minunat corpul ăsta creat și cât de minunat funcționează, nu ai cuvinte. Am început atât de mult să o îndrăgesc că eu,
pentru mine nu a fost o problemă să învăț. Pentru mine era o plăcere enormă ca să învăț și mi se dădea foarte ușor. Că atunci când aveam lecțiile practice care trebuia să vă răspunzi, nu mai eram împărțit pe subgrupi, profesoara nu mă intram în grup, în sală și profesoara îmi spune, Dina, tu taci. Când nimeni nu mai știa să răspundă, mă întreba pe mine. Dar când am finisat deja, profesorii toți îmi spunea, Dina, tu trebuie să mergi mai departe, să faci medicină generală, să te faci doctor. N-am avut o posibilitate să învăț. Atunci era alte circumstanțe care m-au făcut să mă opresc și am început să lucrez. Am început să lucrez și interacțiunea cu pacienții m-a făcut să mă pun pe gânduri de ce la unii boala progresează necătând la analizele că sunt bune, dar stare generală e rea, la alții care analizele sunt mai rele, ei se simt mai bine și pleacă acasă. Dorința de a învăța și a studia m-a făcut să ajung și la facultatea de psihopedagogie. Ca să înțeleg mai profund. Și atunci când înțelegi niște mecanisme în viață în care tot contează, atunci îți poți face meseria și cu mai multă străduință și ca să fii de folos mai mult. Deci în spatele sau în urma studiului și înțelegerea psihosomaticei prin care ați trecut, pentru că sunteți specialistă și în psihologie, după câte înțeleg eu, în afară de aceasta, dumneavoastră totuși ați ales să continuați a fi asistentă medicală. Da, am ales, fiindcă asta cred că e cea mai mare provocare, cel mai mare satisfacție pentru mine. Am observat că ați menționat în istoricul experienței pe care o aveți dumneavoastră prima dată când ați apelat de a intra într-o instituție sau de învățământ medical a fost în anul? Ui, de mult. Nu-mi mai amintesc. Era aproximativ. Era prin 90 și așa, da. 90 și. 90 și. Și din motivele religioase, înțeleg eu, dumneavoastră, da, n-ați putut să treceți peste conștiința dumneavoastră și n-ați avut ocazie să intrați. V-ați refuzat, ați ales o altă cale. Am ales o altă cale. Nu regret, pentru că părerea mea e că când înveți la 15-16 ani, îi una și când deja ai 20 și 30 de ani, îi alta. E cu totul alta, știi? Probabil asta a și favorizat dragostea asta și setea aceasta după studiu și de a înțelege. I-ați îmbrățișat medicina. Sigur că, nu știu dacă mai aveți, gânduri să fiți doctor sau să înaintați, să avansați și nu v-a zis nimeni dacă sigur că v-ați refuzat de acest vis de a veni doctor, de a deveni doctor, nu v-a zis nimeni că a murit un doctor în dumneavoastră. Am refuzat, că deja am refuzat și asta e tot, e prea târziu. Probabil nu prea târziu niciodată, dar asta este acum. Deci toată dragostea față de medicină s-a concentrat pe profesia pe care o exercitați, o practicați și anume asistentă medicală. Spuneți-vă, unde e la ziua de astăzi? Sunteți angajată sau da, sunteți înrolată în sistemul medical? Eu activez la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, secția de terapie intensivă. Secția terapie intensivă. Da. Sună cu adevărat interesant, cu atât mai mult că Toma Ciorbă sau instituția aceasta medicală de Toma Ciorbă din Chișinău este o instituție istorică. Nu doar clădirea, ci și chiar însăși doctorul Toma Ciorbă în trecut, care a soluționat bolile și epidemiile, aș zice eu, bolilor contagioase și agresiv contagioase în Republica Moldova pe atunci. Da, a fost un doctor care
a fost motivat de dragoste față de oameni și de a face ceva în lumea aceasta. Pentru că tot ce a fost făcut de el a fost din proprii bani, din propria dorință. El împreună cu soția erau la spitalul ăla tot, și director, și laborant, și medic, tot ce se putea de făcut. A avut propuneri în Europa ca să activeze, dar el a refuzat. E de apreciat această calitate pentru un doctor. Spuneți-vă, rog, faptul că dumneavoastră activați în cadrul acestei instituții, vă inspiră exemplul acestui doctor? Nu, oarecare măsură, da. Dar nu pot spune că mai mult decât motivația mea lăuntrică, intră în secă. Știți, înainte ca să vorbim despre anume practica pe care o aveți dumneavoastră medicală, aș fi vrut să vă întreb, părerea domniei voastră, importanța, pentru că vrei, nu vrei, dar dumneavoastră ați parcurs un timp și aveți o experiență în sistemul medical, cât de important este această, nu știu cum să zic, profesie, vocație, apropo, bine ar fi să aud la dumneavoastră ce părere aveți, care se numește asistență sau asistent medical. De fapt, ce este? Ce este pentru a înțelege, nu doar, pentru că multe lume, când intră în spital sau în instituție medicală, ved oamenii în alb. E prea puțin diferență dintre unul, altul, al treilea, al patrulea, doctor sau asistent medical sau și infermieră sau infirmier. Acest segment în sistemul medical, cât de important este? Ce înseamnă el pentru sistemul medical? Părerea mea este că dacă nu ai vocație, nu trebuie să mergi. Ai de lucrat cu oamenii care sunt afectați din toate punctele de vedere, și fiziologic și psihologic. Și dacă mergi, dacă ești vânzător și a intrat cineva și răspuns, ai și vă uitați acolo. Sau mai nu știu, da, bună ziua. Ok, poate nu s-a simțit bine omul ăsta, dar a ieșit și a trecut. Dar dacă ai comportamentul ăsta cu un pacient, poți să spui că ai pus și tu un oarecare procent în starea lui de a se simți rău. Trebuie să iubești oamenii ca să fii asistent medical. Fiindcă stai cu ei, eu lucrez 24 din 24, așa e până când la noi încă sistemul ăsta, stai cu ei 24 din 24, trebuie să-l observi orice stare. Am avut paciente care după o vorbă au vorbit la telefon, au avut o criză foarte mare. Că a trebuit să interzic să mai vorbească la telefon, că nu știa ce să faci cu ea. Starea noastră psihoemoțională ne afectează foarte mult. Și din cauza asta, dacă mă mai duc și eu și poate am probleme, nu știu, și sărmanii pacienți nu sunt vinovați de starea mea care este și eu îmi răbufnesc toate frustrările și fricile și mai nu știu ce ale mele, atunci nu-i locul meu acolo. Asta e părerea mea. Da. Mi-aduc aminte Botkin, marele doctor, cumva în fața auditoriului, deci senatului de doctori care trebuiau să fie deja, studenților care trebuiau să devină doctori, le spunea câteva lucruri pe care eu am memorizat. Zicea, dacă un doctor, dacă după discuția cu un doctor pacientului nu-i se face mai ușor, nu vă este locul aici. Foarte adevărat. Foarte adevărat. Deci doctorul doar cu prezență, doar cu ceea ce este, doar cu tonalitatea vocii, doar cu
respirația aerului în același pe care îl împărtășește cu pacientul, dacă pacientului se face mai ușor, mai bine, atunci este doctorul ce are vocație. Da, spuneți-mi, cele mai mari provocări, știu, care sunt în această profesie și în același timp cele mai mari bucurii care le aveți sau, știu, vă împărtășiți cu ceea ce aveți. Cele mai mari provocări este atunci când tu ești obosit, tu ai probleme, ca să le ții departe de locul de muncă și de a te manifesta față de pacienți. Să te autosegreghezi, deci da, faci această dispărțire dintre personale și muncă. Și muncă. Părerea mea, s-ar putea la altcineva să fie alte provocări. Mai sunt provocări când secția e plină și după o noapte nedormită și dimineața tot strigă doctor nu știu ce vie, asistenta cealaltă nu știu ce vie, infermiera strigă, pacientul vine și ai provocări și mai ales dimineața după o noapte, nu, creierul nu mai realizează și nu mai funcționează așa rapid, dar treci peste asta. A doua întrebare... Deci impresiile bune, știu. Impresiile bune. Impresiile bune, o să vă spun, pentru mine e satisfacția cea mai mare. Când vine pacientul, am avut chiar acum o lună și ceva, era într-o seară, mi-a adus o pacientă foarte gravă, infecție meningococică, care e destul de agresivă, era, și mai ales la maturi, tabloul cu mult mai grav de multe ori, și era într-o stare aproape inconștientă și noi am acționat în echipă foarte rapid și foarte după protocol și cum trebuie și chiar m-am dus acasă și tot sunam în secție să văd cum e pacienta, ce e cu ea, și când după 2 zile mi-a spus că merge bine, analizele sunt mai bune, ea, și când m-am dus deja la garda următoare, ea vorbea și era ok. Asta cred că e cea mai mare satisfacție. Și când îl vezi, era soțul ei care stătea, s-a așezat jos pe un coridor pe acolo și plângea de să auzea în toată secția și ca să te duci în momentul ăsta trebuie să ai foarte mare curaj ca să te duci și să-l încurajezi. Și după asta când au venit și s-a uitat la noi și mulțumim, nu are cuvinte să-l mulțumească, dar faptul că el îți mulțumește, asta nu e așa de important. Faptul că tu ești satisfăcut cu munca care ai depus-o. Că omul ăsta, dacă îl mai purtau, că a fost purtată sărmana, că nu știau ce are, că dacă vine din start la noi, poate era mai simplu un pic, nu chiar așa grav. Dar toată ziua au purtat-o de la un doctor la altul până când i-au început să intre în comă. Și asta e pentru mine cea mai mare satisfacție. Am un prieten care muncește în sistemul medical și, în mod special, în salvare. Acolo și mai interesant. Și, da, brigada lui sau unitatea în care activează el, dacă pe țară sunt 12%, 15% de resurcitări reușite, la ei doar pe statistică sunt 25%, însă anume echipa lui a depășit mai mult de 35%. Și zic, păi cum se întâmplă? Păi știi, învie morții. Da. Învie morții. Și zic, păi care-i? Uite, momentul ăsta sunt multe provocări, sunt multe lucruri negative care am putea să vorbim. Dar iată, momentul în care tu vezi că este resurcitat un om, practic este înviat. Da. Este adus, este salvat și el revine înapoi în societate. Îi se readuce înapoi familie. Zice, lucrul acesta este cu nimic. Nu se egalează. Deci nu stă, nu poate, tot ce a fost, toate provocările și toate problemele care au fost până acum, toate acestea se uită. Aș mai vrea să spun de provocări. Noi... domeniul nostru de boli infecțioase și avem pacienți care sunt cronici. Și avem pacienți care vin de 2 ori pe an și stratează.
Și vă dați seama că vine un an, vine doi, vine trei, vine mulți ani. Și se leagă o legătură omenească din asta, interpersonală. Se creează o legătură. Se creează o legătură foarte frumoasă cu alți pacienți. Și când ajungi să vezi că până aici a fost, când ajungi să vezi că omul ăsta se stinge de pe zi ce trece, asta e tot foarte dureros și foarte, foarte provocator. E o stare din asta, o luptă din asta care nu vrei să accepti și care nu vrei să fii de acord. Dar asta tot nu-i ușoară provocarea. Eu am avut un caz care era... Moldova asta e mica noastră, da? Și am avut un pacient care soția lui a văzut că la noi la masa asistentelor era graficul asistentelor și a văzut familia mea, Donescu. Și nu sunt mulți cu familia Donescu la noi în Moldova și dacă sunt familia Donescu, sunt rude de ale mele toți. Și ea zice, am văzut că ai familia Donescu, de unde e? Și eu îi spun, zic, sunt din Gura Galbeni. Păi și eu sunt. Soția lui era de la mine din sat. Și tocmai s-a nimerit că la înmormântarea lui am fost și eu. E dureroasă provocarea. Au rămas, aveți în memorie pacienți care au rămas? A, sigur. Trăiți cu ei? Sigur, sigur că avem. Toți suntem în secții care își amintește când de unul, când de altul, când de celălalt. Mai este ceva care dacă ne amintim de pacient, zic, păi, dar pacientul ăsta nu a mai fost de mult. A doua sau a treia zi vine. E un fel de feeling din ăsta, nu știu cum e. Asta e interesantă provocare. Evident. Înțeleg că și pacienții la fel cumva sunt legați de dumneavoastră și din ce a spus dumneavoastră îmi facea impresia parcă se creează legături de familie, ca într-o familie este medicală. Da. Nu doar în echipa medicală care deservește sau oferă servicii medicale, ci nu pur și simplu sunt serviciile medicale, ci depășesc. Și deja și pacienții devin un fel de familie împreună ai noștri. Ai noștri. Noi așa îi spune, ăștia sunt pacienții noștri. Eu am avut o perioadă când am lăsat sistemul medical. Probabil, nu știu cum să-mi explic momentul ăsta meu de slăbiciune, de curaj, nu știu ce a fost până la urmă. Cred că 4 ani nu am activat. Dar, din când în când, mergeam în secții ca să vorbesc cu colegii, ca să mai întreb de un pacient, de altul, ce mai fac. Ca după anii ăștia am zis că nu. Eu mă întorc, nu mai lucrez așa mult cum lucram mai înainte, dar zic, pentru satisfacția mea profesională, eu nu trebuie să las medicina. Și dacă nu greșea, eram a doua sau a treia gardă de când am început și era o pacientă care o cunosc de mulți ani și vorbeam cu ea și mă întreabă, te-am mai văzut, pe unde ai fost? Și eu îi povesteam că zic, n-am lucrat și era o pacientă, patul vecin, asculta ea toate și după ce am terminat, se uită la mine și îmi spune, să nu mai lăsați niciodată. Asta mi-a confirmat încă o dată că eu sunt la loc potrivit. Bine, evident că, știți, vis-a-vis de medicină, cineva scria într-un articol, vis-a-vis de medicină poți să ai două emoții, ori doar critică, să critici sistemul medical, sau din potrivă să-l lauzi și să apreciezi. Înțelegem că sistemul medical nu este desăvârșit, ci are nevoie și de îmbunătățire. Dar nu putem să ne imaginăm sistemul medical fără oameni, fără cei care animează acest serviciu medical. Spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi să mai alegeți, iată, ar fi ocazie să alegeți, din nou ați fi ales aceeași profesie?
Dacă aș fi să aleg, m-aș face doctor. Tot în medică, în sistem medical. Tot. Pentru că e fascinant să înțelegi. E fascinant cum ne-a creat Dumnezeu și e fascinant cum organismul ăsta nostru, dacă avem înțelepciune, el poate să se vindece. Fără multe, fără, dacă am avea noi știință și înțelepciunea de a face tot, că îi pus de creator în noi ca să se vindece multe chestii, dar din cauza că noi atât de puțin îi cunoaștem și poate că nici nu vrem să cunoaștem multe, poate că dependențele noastre emoționale care sunt legate de multe ori cu hrana și cu multe altele ne fac ca să nu realizăm niște chestii care tot sunt atât de simple, dar atât de valoroase. Cum vă mențineți motivația în activitatea dumneavoastră? Motivația, așa, câte un pacient, deci coleg, când îți spune un mulțumesc din ăsta care îl vezi că e foarte sincer și îl vezi că după ce, în timp ce faci procedurile, mai arunci așa câte un cuvânt cum trebuie. Sunt mulți care mă întreabă, da, dumneavoastră ați făcut și psihologie, că nu știu, când vorbesc cu dumneavoastră așa mă simt de bine. Asta e satisfacția, când vezi că un om se simte bine după interacțiunea cu tine. Dar profesia dumneavoastră, cum se împacă profesia cu sau cu activitatea pe care o aveți dumneavoastră, cu familia, cu viața de familie? Vă susține familia în alegerea dumneavoastră? Mă susține, cu toate că când lucram mai des, tot îmi spunea soțul, găsește-ți undeva numai ziua să lucrezi, să nu lucrezi și noaptea. Acum am încercat să fac un echilibru, să nu lucrez așa des, ca să nu lipsesc. Oricum, nopțile astea nedormite, își spun cuvântul mai devreme sau mai târziu. Sunt cazuri când vin acasă și sunt foarte entuziasmată și trebuie să-i povestesc soțului ce pacient am avut, ce provocări, cum. Și apoi mai trece timp și mă întreabă, de ce îți mai face pacientul? Sunt cazuri că interesat și el, de ce îmi face pacientul, pacienta noastră care a fost într-o stare dificilă. Ei, și cum echilibrați, iată, profesie și familie? Când sunt în familie sunt 100% și când sunt la lucru sunt 100% dedicat. Înțeleg eu că domnia sa Dina Donescu Popov e o persoană de 200%. Nu, sunt la muncă, eu sunt trup, suflet la muncă. Dina Popescu, sunt două personalități. Popov, sunteți 200%. Unde sunt? Eu sunt, așa sunt eu, probabil, în general, orice n-aș face. Sunt dedicată 100% în ceea ce fac. Deci, 100% la serviciu și 100% am venit, acasă. Mai sunt, vin acasă și mai am gânduri la pacient sau dacă pot sun șefa și să o întreb ce cu pacienta, cum sunt analizele, ca să fiu eu așa liniștită până data viitoare mă duc ca să știu la ce. Dar, în general, se poate de echilibrat. Ce ați îmbunătățit în activitatea dumneavoastră sau în viața dumneavoastră ca asistent medicală? Ca asistentă medicală în viața mea sau în general în sistemul medical? Că ești în sistemul medical și în viața dumneavoastră. Sau în activitatea dumneavoastră ca asistentă medicală. Eu aș pune, nu știu, un test, ceva, nu știu, asistentele care nu se simt la locul lor sau nu au empatia aceasta față de pacient să nu activeze în sistem. Nu accept chestia asta când să vii pe undeva pe la spital. Am pățit-o și eu. Și să vorbească cu mine cu o tonalitate care nu face față.
Doar înțelegeți că dorința dumneavoastră cumva este subiectivă. E foarte subiectivă. Ce aș mai îmbunătăți ca... Ok, sistemul nostru medical are nevoie de îmbunătățire, numai că ce observ în ultimul timp se fac îmbunătățiri, dar nu în folosul pacientului, dar în folosul banilor. Și mi se face impresia că de sus vor ca spitalele de stat să le anuleze și să mai fac din astea private, dar sunt atâția oameni care s-ar rămâne vai de ei, nu ajung la spitalele private. Și ce ați îmbunătățit? Trebuie de investit în spitalele de stat. Adică vă referiți, dacă eu corect înțeleg, dumneavoastră optați pentru medicină, deci pentru ca pacienții să aibă acces la medicină calitativ, sigur, oricine, cât mai calitativă cât medicină. Mai calitativ. Trebuie investit normal, la noi avem de investit în aparataj, avem de investit în reparațiile spitalelor, să zicem, să nu fie, da, se face cât de cât, dar mai este de dorit. Oricum, oricând este de unde să crești. Loc pentru mai mult, oricum, sigur. Oricând este. Ce ați fi spus celor care, iată, la ziua de astăzi ne ascultă și sunt la răscrucire? Să meargă pe calea medicinei și, de ce nu, asistente medicale să devină sau să ia altă cale? Ce le-ați fi spus? Dacă iubesc oamenii, dacă sunt empatici, dacă le place și dacă sunt gata să învețe toată viața. Pentru că nu poți să fii asistent medical și să te oprești la un nivel. Toată viața ai de învățat, întotdeauna este ceva nou, întotdeauna medicamente noi, dozaj nou și multe, multe. Ești gata la toate provocările astea, poftim. Nu ești gata, găsește-ți altă profesie. Există o menținere a calității unei asistente medicale sau asistentului? Da, păi perfecționări în diferite domenii. Totdeauna și odată la 5 ani. În ce constă perfecționările acestea? În ce constă? Te duci de dimineață până seara la lecții. Deci iară școală. Dar cum? Păi e un domeniu care nu te oprești din învățat. Și doctorii merg, și asistentele medicale merg la perfecțiune în diferite domenii. Reanimarea la copii, reanimarea la maturi, noi, boli infecțioase, boli în diferite domenii. În domeniul meu la care activez eu. Altcineva din chirurgie se duc, fac perfecționări în domeniul lor. Deci medicii, acum vorbesc la modul general, mereu sunt în învățare, în perfecționare. Sigur. Mereu și mereu. Este imposibil să... Noi mai avem și un colocviu, așa se spune. O dată în an, în spital, întrebări, cheamă la... Stă în față asistenta principală pe spital, medicul șef adjunct, poate fi și directorul. Întrebări și răspunde. Colocviu se are în vedere un fel de test, un fel examen. De test, da, îți dă întrebări și trebuie să răspunzi. Asta e o dată în an, în fiecare an. La materialele sau la ce? La activitățile pe care activitățile noastre, din diferite diagnostici, cum de exemplu spune, îți dă pacientul o criză hipertonică, tu ce faci? O criză hipoglicemică sau hiperglicemică sau, de exemplu, oarecare boală. În ce constă? Trebuie să începe exact ca la școală. Nu ca la școală, dar ca la colegiu, ca la... Deci trebuie să cunoască protocolul. Sigur. De acțiune. Sigur. De intervenție sau... De exemplu, cum colectezi analizele, diferite analize, și trebuie să stai ca la școală și să răspunzi. Dar în momentul când în fiecare zi faci lucrurile astea, atunci... Mai sunt altele care au emoții la răspuns. În practic fac, dar când ajung să răspundă, îi mai... Da, asta e în fiecare an, se face așa ceva, așa că... Pe de o parte, pentru cei care le place, sunt curioși pentru a cunoaște. E un domeniu foarte bun.
Pentru că nu stagnezi, dar crești. În fiecare an crești, ai posibilitatea să crești. Și mai ales domeniul ăsta e foarte vast, care al medicinii, care câțiva ani în urmă ne spunea una, așa cum ne spunea alta, și dacă mai facem în paralelă și cu nutriția, acum în general e foarte vast și ai mult ce învăța. Adică sunt domenii care se alătură, se asociază. Dar n-ai cum medicina fără nutriții, ele merg mână în mână. Noi dacă am înțelege, și nu numai cu nutriția, dar și cu starea noastră psihoemoțională, sunt multe Gabor Mate are o carte Când corpul spune nu. Te îngrozești să citești cum starea noastră emoțională poate să ne aducă același cancer, același artrită, reumatoidă și multe, multe alte diagnosticuri care, mai ales bolile autoimune, sunt datorită la starea noastră psihoemoțională. Da. Interesant, sigur că ceea ce prezentați astăzi în un interes deosebit în emisiunea noastră, faptul că dumneavoastră sau domnia voastră a îmbinat, această psihosomatică cu profesia pe care o aveți sau cu activitatea în domeniul medicinii și ca asistentă medicală. Spuneți-vă, rog, iată, înțeleg eu că asistent medical, deci sunt medici, care e diferența dintre aceștia? Medicii fac vizita pacientului, întreabă cum se simte, cum merge tratamentul, medicii prescriu tratamentul. Dacă sunt ceva schimbări în tratament, indic în fișa medicală schimbările sau ce este. Asistenta medicală e afișa și tot ce a scris medicul îndeplinește. Realizează, da. Dar medicul e mai puțin timp în contact cu pacientul. În general, asistenta e non-stop lângă pacient. De zeci de ori intră în salon și de zeci de ori îl întrebi cum se simte, cum merge acum, ce îl mai deranjează, unde îl deranjează, da, de ce, da, cum, cazul a fost bine, da, ieri nu a fost bine, da, a, dați mai vorbi cu cineva la telefon sau nu, a, da, acasă e tot normal. Și când auzi că acasă nu e normal, că nu știu cine s-a supărat, că nu știu ce, deja faci legătura dintre una și alta. Și noi suntem cele care observăm orice schimbare și imediat trebuie să ne ducem la medic să-i spunem, vedeți că aici nu-i bine, nu-i merge medicamentul ăsta, că noi suntem atât de individuali toți, foarte, și poate să dea pacientul o reacție la ceva banal care la toți merge. Că la toți e ok, dar cineva o să dea o reacție. Noi suntem cele care trebuie să observăm. Trebuie să avem ochi mai mulți, nu numai doi. Deci, practic, tratamentul sau procesul de tratare a unui pacient trece prin mâinile asistentului. Practic, mâinile asistentului sau asistentul medical realizează aceasta. Da, așa este. Asistenta mai tratează și prin cuvinte pacientul. Atunci când ai o vorbă bună, o vorbă caldă, în combinație cu tratamentul, și dacă am avut în experiența mea de toate, pacienți care după o jumătate de oră el iară mai vrea, fă-mi ceva că mă doare și nu pot să-i faci, nu? Efectul placebo funcționează foarte bine de la soluție fiziologic curată. Și eu îi spun, să vedeți cât de bine ați văzut ea că injecția asta. Și mă credeți că ajută? Ne-a dat, m-a descoperit secretele pe care le aveți. Ajută, pentru arsenal. Că el crede, pentru că nu, n-ai să... Dacă îi spui că, omule, nu ți-am făcut o jumătate de oră în urmă, eu nu mai pot să-ți fac acum alta și mai nu știu ce, dar e așa... Psihicul nostru e fabulos.
E fabulos. Și în dependență de unde îndreptăm noi gândurile noastre și pe cine focusăm noi, aia o să avem. Cum vă pregătiți pentru o zi de muncă? Ce face o asistentă? Oi, asistentul trebuie să, dacă lucrează de la ora 8, trebuie să fie acolo mai devreme, nu la 8. Fiindcă ajungi, hai să spunem, cu un sfert de oră mai devreme trebuie să fie, pentru că nu pot să lucrez în echipamentul care, în hainele cu care am mers în stradă și care am ajuns la muncă. Asistentul medical are un echipament special. Și ca să faci toate schimbările astea, îți trebuie timp. La ora 8, poate, eu vorbesc acum de secția mea, unde e terapie în intensivă și noi avem, așa se numesc, 5 minute, dar ele durează mai mult, care primim garda. Câți pacienți avem, ce provocări au fost, ce reacții au dat, cum s-au simțit, la ce să fim atenti. Au avut ieri nu știu ce, vedeți astăzi, analizele astea s-au luat, trebuie mai luat astea, trebuie să chemăm sau de făcut electrocardiogram, trebuie să duc la ultrasonografii, toate chestiile astea spun despre fiecare pacient. După care mergem în fiecare salon și vedem toți pacienții. Și începi cu la ora 9 duci analizele, după care începi, după ce mănâncă pacienți, începe a face perfuzii, injecții și toate manipulări. Poate toate manipulările care sunt. Da. Spuneți-mi, vă rog, știți așa, o întrebare mai personală. Întotdeauna mizați pe profesionalismul dumneavoastră când activați sau în parcursul activității dumneavoastră? Sunt momente când pot să mă consult. Că nu ești infailibil, da? Și nu poți spui că știi totul. În momentul când am nevoie de consultații cu cineva, o avem pe asistenta superioară din secție care activează în acest spital după școala medicală, cum spune. Ea a trecut pe un foc și pară. Și atunci pot să o sun și să o întreb dacă ceea ce cred eu e ok, da? Sunt diagnostici foarte rare care vin odată în... Rar. Mi-amintesc că acum am avut un câțiva ani în urmă, un băiat, era adolescent, cu tetanus. Poate sunt mulți, nici nu știu ce înseamnă boala asta, da? Și la mine când mi-a venit seara, dacă să înțelegeți, sunt provocări, că singur în secție, da? Pleacă și doctorul. Atunci ai nevoie de susținere. Este șefa de secție care oricând poți să o sun și să o întreb de întrebările care am ca să mă convinc ceea ce cred eu și ceea ce știu eu e așa cum trebuie. Dar întotdeauna avem unde să creștem. Ce perspectivă vedeți dumneavoastră pentru această profesie? Asistentă medicală. Este o profesie de viitor? Care e perspectiva? Dar nu cred că fără ele noi o să putem să fim. Doar în momentul, nu știu, o minune trebuie să toată lumea să fie sănătoasă. Ca să nu avem nevoie de asistente medicale. În rest, perspectiva este, pentru că așa suntem noi oamenii, cu degradăm, îmbătrânim, se mai întâmplă câte ceva și de asistentă medicală o să fie nevoie oricând. Doar să simți chemarea aceasta. Părerea mea că orice profesie este o chemare, e o vocație, da? Același pedagog, dacă nu are vocație, degeaba stă în sistemul educațional. Și exact așa și cu asistenta medicală. Este perspectivă. Sperăm să fie condițiile mai bune. Sperăm la un salariu mai decent pentru tot munca depusă. O să trăim și o să ajungem și o să vedem. Pentru că în străinătate, da, e o profesie foarte onorabilă.
și foarte bine plătită. Noi degeaba rămânem fără doctori. De la noi la spital au plecat doctori care au avut un staj foarte, dacă nu greșesc, mai mult de 15 ani, care au plecat în România. Nu mai spun de rezidență. Asistentele medicale mai puțini pleacă. Poate eu nu sunt la curent, poate eu nu știu informația dată, dar am impresia că mai puțini pleacă. Dar sunt care au învățat și nu activează. Cred că mai, nu știu cât timp în urmă, o fostă colegă a fost îndemnată să facă un grup pe Messenger cu grupa noastră care a învățat la colegi și am început să dea întrebări care activează, care mai activează în domeniu. Sunt care au lăsat și s-au dus în străinătate și nu mai știu în ce domeniu lucrează, dar sunt care au lăsat din cauza că nu-i plătită la justa valoare. Citeam un articol unde se prezenta analitică vis-a-vis de profesiile viitorului sau ocupațiile viitorului. De ce era important? Pentru că, sigur că noi avem copii, am și eu un fiu și la un moment dat e nevoie să-și vadă perspectiva în viitor, ce profesie să-și aleagă. Dacă până de mult se spunea despre faptul că un individ va însuși mai multe profesii, pentru că va schimba activitățile, pentru că sunt unele profesii care vor dispărea. Păi, la ziua de astăzi se concentrează pe cele care vor fi 100% și vor fi solicitate și căutate profesii sau specialiști și am fost mirat pentru faptul că se descoperă acolo despre, pentru că nu de mult se spunea despre IT, da? Specialități IT, deci programatori, cei care, ingineri programatori, cei care scriu programe, ăștia vor fi pentru viitor. Spre surprindere, nu chiar așa. Din moment ce a apărut și inteligența artificială, lucrurile s-au mai schimbat, pentru că inteligența artificială oferă, știți, o perspectivă, este un instrument în care va ușura anumite lucrări. Dar iată ce nu va dispărea. Medicina. A fost inginerii specialiști și lucrători de înaltă calitate care vor realiza, deci în orice domeniu, lucrători care vor realiza, pentru că poți să scrii programe, poți să faci, să creezi nu știu ce, dar e nevoie de realizatori, cineva. De cineva care va realiza și iată înalta calificare se va căuta în astfel de domenii. Ce privește medicina, este un lot în această analitică separat. De ce? Pentru că medicina mereu va fi solicitată. Nu avem. Și calificarea va fi permanentă, pentru că în medicină, așa cum ați menționat și dumneavoastră, și viitorul este o progres mereu, învățare mereu în medicină. Și iată, prima calitate pe care va avea, va fi solicitată în medicină, este învățare permanentă sau însușire permanentă, schimbări permanente. Și medicina se schimbă. Asta e adevărat. Mai ales că în ultimul timp ce am observat, majoritatea bolilor nu mai sunt după carte cum erau înainte. Foarte diferă tablou clinic. Foarte mult diferă, foarte multe s-au schimbat. Și nu mai sunt ceea ce era scris odată și, uite, asta e, ai simptomele astea, diagnosticul ăsta. Acum e cu mult mai dificil. Evident. Și atât, ca să rezumăm, evident că pentru asistente medicale se va aștepta în perspectivă calificare înaltă. Înțeleg eu din acest articol că acestea, dacă vor fi căutate, cu siguranță vor fi și plătite. Sună puțin fantastic. Nu știu unde, medicină, poate în alte țări, nu la noi. Dar cu toate acestea, asta se zice în articolul acesta. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi în această emisiune. S-a prezentat, știu, subiectul care noi l-am discutat, a fost foarte important, este un domeniu din medicină care este acest segment de legătură dintre pacient și medici,
doctori, sunt asistenții medicali, care practic realizează tratamentul pentru pacienți. Și sigur că e un sfat pentru toți pacienții, să prețuiască sănătatea și să prețuiască asistenții medicali. Vă dorim succese și cum să nu vă dorim și sănătate. Mersi frumos și eu doresc la toți ascultatorii noștri să aibă grijă de sănătatea lor, nu numai fizică, dar și emoțională. Mulțumim mult! O zi bună! Cu siguranță că avem multe lucruri ce am putea să vorbim, să ne plângem sau să ne bucurăm, să ne împărtășim cu cele care sunt bune și cele care nu sunt, sunt mai puțin bune. Cu toate acestea, este cineva sus care ne-a oferit nouă viață și ne dorește mereu binele și acest bine să-l împărtășim și altora. Și cei care ne deservesc și ne aduc bine, să le spunem mulțumesc. Vă spun la revedere până data viitoare.